George, voiam să vorbim puțin și despre experiența ta la echipa națională, unde ai 11 meciuri și un gol, prezența ta la echipa națională care a stârnit atâtea discuții și atâtea controverse în anii ăia. În primul rând, voiam să te întreb cum ai descrie tu cei cât ai avut, 2 ani în total în care ai fost selecționat, între 2010 și 2012. Cum a fost acea perioadă pentru tine? O perioadă, cred eu, cu o încărcătură aparte, pentru că au venit și critici din toate părțile, dar te las pe tine să povestești. Da, într-adevăr, a fost o perioadă aparte. În primul rând, era o combinație între mândria de a juca pentru echipa națională și o oarecare, n-aș putea să-i zic neapărat frică, dar teamă de a nu dezamăgi, pentru că vedeam că toate tunurile erau îndreptate către mine și vă dați seama, asta mi-a luat din încredere, mi-a luat din moral. Iar un jucător fără încredere nu o să dea niciodată 100%. Dar acum înțeleg chestiile astea. Probabil că dacă aș fi avut mintea pe care o am acum, cu siguranță deciziile mele ar fi fost diferite, cu siguranță meciurile pe care le-am jucat pentru echipa națională ar fi fost mult mai multe. Eu sunt convins de chestia asta. Apropo de decizii, tot așa citeam un interviu mai vechi acordat de tine în care spuneai că ai regretat ulterior că ai ales să porți numărul 10 la prima reprezentativă. Rămâi de aceeași părere și acum? Crezi că a fost un număr cu o încărcătură mult prea mare? Spuneai, domne, nu trebuia să iau numărul ăsta, având în vedere că am fost mijlocaș defensiv. Păi asta este una dintre cele mai importante decizii pe care, dacă eram acum, nu le-aș fi luat. Adică, ok, aș fi jucat, să zicem, la meciul de debut, când așa am găsit tricou în vestiar, numărul 10, la meciul meu de debut, și scria și numele, deci nu se mai putea schimba tricoul. Dar aș fi putut să-i zic magazionerului, Nea Cornel sau cine era magazioner în perioada aceea, de astăzi înainte, datorită faptului că eu sunt mijlocaș defensiv, n-aș vrea să mă mai expun purtând numărul 10. Și cu siguranță ar fi înțeles, cu siguranță ar fi înțeles și antrenorii, și cu siguranță aș fi îmbrăcat tricoul naționalei de mult mai multe ori, doar din acest simplu motiv. Pentru că evoluțiile mele n-au fost chiar așa de rele pe cât criticile care mi se aduceau. Asta voiam să te întreb, dacă nu ți se pare că ai fost mult prea criticat, extrem de criticat, și ce explicație ai găsit tu atunci sau acum, la 10 ani distanță, pentru acel val de critici, de hate îndreptat împotriva ta? Trebuia să se găsească un țap ispășitor. Și pentru că pe mine nu mă putea apăra nimeni, eu n-am jucat niciodată în România la niciuna dintre cluburile mari, care probabil mi-ar fi putut lua apărarea în cazul în care aș fi fost criticat așa de vehement. Deci am fost pur și simplu mitraliat și îmi duc crucea în continuare, nu e nicio problemă. Adică eu sunt mândru că am jucat la echipa națională și sunt mândru că am purtat numărul 10. Regretul acesta oarecum e între ghilimele pus. Nu e neapărat un regret. Da. Până la urmă, totuși, am jucat la naționala țării mele și am servit cât am putut de bine în momentul respectiv. Dacă unii au fost mai mult sau mai puțin mulțumiți, asta cred că ține de părerea lor. Și atât. Eu am fost mulțumit pentru ceea ce am făcut. N-am fost niciodată în a doua jumătate, după cifrele Instat, că urmăream, analizam după fiecare meci, îmi analizam prestațiile. Deci după cifrele Instat, n-am fost niciodată în a doua jumătate a echipei. Am jucat absolut toate meciurile pe care le-am jucat la echipa națională cu doi antrenori, pentru că și cu Pițurcă m-a chemat la echipa națională.
Le-am jucat ca titular. Deci asta însemna că în momentul respectiv nu era altul mai bun pe postul meu, care să poată să joace în fața mea. Deci cam așa ar trebui să analizăm situația din punctul meu de vedere. E simplu. Dacă erau alții mai buni, cu siguranță erau acolo. În momentul respectiv.